28-12-6 unit, răspunsul 2010. Ce e asta? 2010. De la poliție, fata s-a dus, s-a jăluit, o scos-o de aici din casă. Fata cu cealaltă nevastă făcută, da? Altă nepoată. Copilul ficiorului. Așa. Copilul ficiorului. Cu băiețelul. Cu altă mamă. Da, cu mama dreaptă. Un an și două luni. Și de ce o dată afară? Un an și două luni, ce? Atâta vârstă avea? Vârsta băiețelului. Și poliția a spus că, fată, hai, te mănâncă pușcăria. A doua zi dimineață noi venim aici. Dar pe unde? Unde a dus copilul? Unde l-a trimis? Pe drum s-a dus. Afară, iarna, afară. De un an jumate, copilul. De un an și două luni, chiar că când e născut. Dișa, dișa. Și e caută dreptate și să-i dau sărai. Și ce a făcut copilul? Unde s-a dus? A venit la dumneavoastră sau cum? S-a dus întâi pe mahală și apoi urmă l-a tot la noi. Și pe băiat tot așa l-a dat afară și încă e bucuroasă că l-a dat afară și el și de afară și încă n-avea 8-10 ani băiatul. Avea. Dar pe care băiat? Că ai stăvăt că e din 2009, Emil. Ursul Bogdan din 92. Deci, băiatul dumneavoastră Igor, Iurie, avea 3 copii cu prima nevastă, da? Doi avea. A dat băiatul afară și încă bucuroasă. Aproape n-a dat roga, nu e o sănătate inești. Dumneavoastră aveți copii cu Iurie? Nu, copii cu mâna. N-aveți. Aveți copii dumneavoastră? Da. Dar ce ați făcut, zice, femeia cu copiii lui Iurie în 2010? Ia că vorbiți cu soțul și să vă spui și lipsi cine o mâncă. Băietul. Dar ce dovadă ce scrie acolo? Știi că din 2010 s-a făcut pe judecat fals. Du-te și caută de păcat. Deci unde sunt copiii lui? Copiii lui, una e căsătorită, s-a dus în Ucraina și a trimis bani și l-a dus-o din Ucraina, că să ne spart pe noi. A doilea copil, tot așa, nu, nu te zic. Nu, dar ăsta care mi-a trimis el în 2010, avea un an și... Care 2010? Dar fata soțului, s-a căsătorit cu unul, născut la unul, s-a căsătorit cu altul și s-a dus în Ucraina, l-a s-a spărțit și s-a dus în Ucraina. Și soacră mea, dar da, măi, dă-i voi, vorbesc mă tale, dă-i voi să vorbesc eu, nu? Și ei o trimesc când noi ne-am înscris oficial, au venit la noi aici și ne-au spus că o aduci pe Cristina de la Ucraina să ne spartă. Avem cec că eu i-o trimesc bani prin și bancă, i-o trimesc bani lui Cristina și Cristina a recunoscut faptul că i-o trimesc și a adus-o să ne spartă. 1100 de ani nu vine fixă, dacă nu-i trimite baba bani să o aducă. O ei bun, și cum puteți vă desparte fica soțul? Fiți că o aduce și o pune aici să ne facă probleme, să certe cu noi, să ne... Înțelegeți că așa cum am făcut cu expertiza și-i fals, cu tot este că așa am tot aceeași face. Dar băietul s-a dus când a vândut mașina, s-a dus și a împrumutat bani de la șeful. Deci, soțul dumneavoastră de acum, Iuri, are copii maturi deja. De 26 de ani și unul 24. A, dar ce zici? Bunica, dar și fel, și fel de copii? Nepoți, dar așa. Scoatem de la telecom, cum l-au mutat, că s-a înregistrat pe telecom. M-au zis. Și zice, nu vine acasă, da? Cu domnul Oleg, spune că cum, noi am alungat cu Kiev. Dar de pe sunet mare, ce îți vorbesc eu? Dar stai schimbă, dar la dinamic. La dinamic. Da, Iurie, noroc. Bună ziua. Eu filmez acum. Noi am alungat cu Kiev, da? Zici, mama, da, că ai alungat cu Kiev. Eu cu Kiev am dat pe sufletul. La băiat am dat două mașini, i-am cumpărat. Mhm. Fix au plecat în Ucraina. Dar cum s-a întâmplat că te-ai certat cu mama? Că ce, ai o altă nevastă și... Dar pe noi trăiem de 2 ani când ei așa pot la noi probleme. S-a întrebat. S-a întrebat ceva de la dânsul, apoi lasă-o la dânsul. Ei, lasă. Nu, scurtați, să vă spui eu. Iuri. Auzi? Alo, da. Cum s-a întâmplat că te-ai certat cu mama și te dă afară? Mama, cu tata? Pe mine? Da. Dar pe ea, că v-a scos cu tot familia din... Noi nu ne-am certat la nimeni, un cuvânt rău înapoi ne-a spus odată. Adică să spui un cuvânt. Nimică. Noi, pe deși, eu cu tot, noi delim cu deși, cu tot, cu tot, cu tot. Până un moment dat, care ei au venit și ne-am sunt într-o bună zi, s-a luat padruga și te-a dus la Bogdan. Nimică. Dar copiii, la scheme, copiii spui, eu la băiete am cumpărat două mașini. Fata tot a înținut-o. Cum eu putem să-i dau din zăpară? A doilea etaj l-am construit pentru dânsul, nu pentru mine, care alături garajul și să-l ai pentru copii. Dar și este etajul 2 deasupra la casa asta? Nu, e că uitați, unde e garajul și... A, la garaj, anexa asta, am înțeles. Da, e pentru copii am arătat. Am înțeles. Nu pentru mine. Ori eu să-i am acolo copii în casă, dar tot e problema al noi, e baba, e mama. Lasă baba acolo. Amu, ea nu vorbește el numai tale. Și vorbesc prostii, numai prostii spun și toți prostii le ascultă. Eu nu știu ce. Mai mult prostii. Când vine mâine, dar vreau să mă audie, și nimeni nu m-a ascultat. Dar pe deși îi ascultă pe el, eu nu înțeleg ce. Dar poate ce interes au? Bani. Nu știu ce interes au. Eu le-am făcut când plac lor. Vreau să ies, eu am să ies. Vă să-mi dați banii care i-am băgat acolo. Da. Eu am muncit pentru asta, am adunit nopțile. Și
eu am muncit pentru asta. Am înțeles, Iurie, mulțumesc pentru părere. Luminele, unde-s luminele? Sfântirnișile eu am cumpărat din banii mei. S-au spus la mine pretenții să n-ai. Dacă a fost, măi, luminele, cum o trebuie. Că-s 20 de ani în urmă? Dacă aici sunt câteva. Ia uite, este alea sau cu 20 de ani. Eu ți-am lăsat luminele, ia uite, lucrează. Ia uite, ia luminele, vezi? Ți-am mai trebuit? Așa am fost. Îți mai trebuie luminile, eu îți mai aflu. Dar păi și ele, noi ți-am lăsat pentru așa ele, aia se nu erau construite, am construit urmetele, cum da, aici, încălzirea s-a făcut, a fost. Îi spun că eu construit chiar atât anexa asta, încălzirea, ei au făcut-o. Băi, dar a fost. A fost. Din banii lor, ei au luat? Nu, dar deși noi l-am luat cu ei, cum ați trebuit. Dacă nu e casa lor, o luat la casa lor, că le trebuie. Nu mai e, aici trebuie și ei cum au fost. Eu cum a fost când ai donat mata sau când a trăit ei? Am dat așa, că era și masă, și scaun, și... Exact, și ai dat-o să o folosească, ai dat-o, ai dăruit-o. Tot a fost. Ai dăruit-o să o folosească. Acum ai luat-o înapoi și vrei să o iei cu ce îmbunătățit. Cum a fost? Păi cum, dar cum așa? Păi cum a fost, e greu să o faci, pentru că iată, a făcut anexa asta. Cum nu? Cum e greu de făcut? Patru, trebuie și... Dar te-ai lăsat cu paturi? Cu paturi am lăsat. Dar cu 20 de ani s-au consumat. Și ce are de-a face? 20, 30, 40, 50. Ia, cheile, vădă cheile. Ce are de-a face? Ce are de-a face? Dar cheile sunt de la ușa de acces, inclusiv și poartă. Eu indic faptul că s-a transmis în posesii comandului. S-aude, s-aude. Grom că ai sfiază, sfiază, brate. S-aude. Este, este. Ah, dar păi noi te auzim, ești pe, da, păi el pe speaker acum. A, el nu poate să audă când va și vorbim noi. Cum nu aude? Dar microfonul ăsta doar îi transmite. Iuri, ce mai grom că ai să fie azi? Vrei că tu ne auzi acum? Eu aud, da, dar eu. Ei, păi na, atunci scoate grom că ai să fie azi ca să nu facă perturbații.